Bună, prieteni! Bine v-am găsit într-un nou vlog. Este miercuri. Să mă gândesc cât. Cred că 17 mai. Este ora 10. Și un picuț. Eu m-am terminat treburile de dimineață. Le-am promis la copii că mergem în parc azi dimineață. Și am pus-o pe ele aici frumușel. Am zis că mă pun la mers cu ei până în parc. Nu avem niciun parc care să fie la câteva minute distanță, trebuie să mergem un picuț. Nu e exagerat de mult mers, dar este de puțică. Sper să reziste Jaden la mers, că nu am luat căruțul ca să pun în căruț. Să-l pun, eu luam în brațe. Sau să fi luat să-l pus în spate. În fine, am zis că încep aici un vlog. O să merg cu ei așa și să vedem un pic cum arată. N-am mai fost de mult în parc. Am ajustat și în grădină și aseară pusese Adrian camera video, o cameră de asta de controlat, de filmat și nu am uitat, dar nu o filmat nimic. Aseară nu a venit animalul care vin de obicei. O să încerc să astup prostia care a făcut-o, adică gaura care a făcut-o, ce animal a făcut-o, și să văd, poate din cauza cu astu, poate o să vină. Nu știu, zic și eu. Da, hai că vă las ca să pot să țin copiii de mână, că sunt pe aici pe străzi și nu vreau, nu pot să-i lăs așa. Și ne vedem pe parcurs sau în parc, oricum. Bun, hai că ne vedem. Deci, i-am dat lui Emma o foaie pentru primăvară și Emma și Jay de amândoi o să caute fiecare. Trebuie să găsim toate cele chestii. Deci sunt 8 chestii și în mijloc este acolo. Vezi, unde este un circle acolo, în middle. Acolo se zice you can find your own thing. Să găsești ceva care vrei tu. Ar deci acolo, da? Și trebuie să găsim toate chestiile alea în parc, nu aici pe stradă, că aici pe stradă e mizerie. Aproape am ajuns, lung drumul deja, până acum s-o plâns că e lung drumul, când ajungem de aia nu merg foarte des pentru că durează până ajung. Și să-i pun în mașină ar fi dura mult, ele vrea să doarmă, de aia am scopul aici ele să doarmă. În fine, aproape am ajuns, o să stăm vreo jumătate de oră, că după aia trebuie să mai și mergem înapoi să pregătim prânzul. Așa că, da. Și am zis că iau foița aia, că de mult le pusesem pe frigider ca să caute lucrurile care spia acolo. Are de găsit o floare galbenă, să vedem un cuib de păsărele, o buburuză, o pană, o bucată de la un copac, trebuie să găsim. Sunt mai multe chestii acolo și am zis că să vedem. M-am aranjat astăzi la față cu o paletă de la Revolution Beauty. O să încerc să fac pentru canalul celălalt. Dar n-am mai filmat, n-am mai făcut chestii pentru canalul celălalt, pentru că am deja multe filmate, dar nu reușesc să le editez în timp. Dar o să încerc să fac pentru că am folosit doar paleta aceea, pentru toată fața. Deci mi se pare că e o paletă nice. Uite, terminat aici casele. Nu mai știu dacă știați, am trecut cei care erați, ne urmăreați. Aici erau în construire casele, dar sunt deja gata și arată frumos. Asta încă nu e vândută. Asta cu verde. M-am uitat aici, dar nu au nicio schemă de case cu shared ownership ca să cumperi parte tu, parte ei. Și sunt foarte scumpe. Deci casele noi sunt foarte scumpe. 200 și ceva, aproape 300 și ceva de mii, de fapt, o casă cum ne-ar fi trebuit nouă. O casă cu 3 camere, cel puțin. Și nu-ți permiți. E un sacrificiu foarte mare, mai ales dacă ai copii, nu se poate. Așa că de aia nu ne gândim. Dar e interesant, e fain că au folosit zona asta de aici, așa în loc să leși, așa era toată
urâtă, măcar au făcut case. Cine stă aici e foarte norocos că au Aldi în spate, au parcul aici, lângă. Chiar e fain. Da, hai ca să mergem. Ce faci, Aiden? Ești pe avion? Down o să te filmez, da? Hai, Jada. Vrei jos? Hai. Okay. Hai, mai repede, Emma. Da, o păpădie. Yellow one, trebuie să fie așa. Hai, rupe-o tare de jos. Rupe așa, rupe păpădia și acum pune-o pe acolo. Și acum polenul, bravo! It's polen! Da, și Jayden are polen. Gata, acum nu mai luăm, dar lăsăm acolo ca să vin albinile să papi polen. Hai! Bravo! Hai să mergem acasă! Because then, in the night, if it runs out, I saw a feather. Then we'll not have any pollen left. Ce-ai and făcut? We can't have any to eat any day. Ce-ai făcut în parc, Emma? I went on the big slide. Dar zi în română. Am mers. Ia. Topogan. Ia topogan. Topogan. Și era mare. Era mare. And no slide right on the big slide. Stai să luăm câteva din astea ca să le pun eu la uscat și apoi mai vorbim. Dici-te vitamin. Dici-te vitamin. Dici-te vitamin. Dici-te vitamin. Dici-te vitamin. Tu, uite-te răpănoase, că ai mâncat spanac. Ce faci? Unde te urci? Mergem și noi să facem băițe? Tu, mergem să facem băițe și Anana? Unde te urci tu, fetiță? Uite ea cum s-a urcat cu picioarele lângă mine. Tu, curuț mic, tu. Tu, fetița lui mama mică, tu. Uite-o, ea cum avansează, uite-o ea. Se pune așa cu capul, se împinge. Tu ești prea inteligent. Mititică, dar inteligentă. Apa, ce faci acolo, fetița lui mămica? Ce faci cu mânuțele alea, tu? Mergem, ni spălăm, să te pun la nani și după trebuie să fac declutter în băi și la din cameră. Dar la Andy, la haine, nu prea am eu de făcut de clutter, că ne-am uitat pe la tine, nu prea ai haine, nu? Nu prea mai ai. Am făcut eu. Da. Eu. Știi, când ne-am făcut atunci, când ne-am uitat să vedem dacă they fit you, dacă îți veneau hainele. Așa că asta o să fac, pentru că a rămas în urmă cu tot de clutter-ul. În grădină n-am făcut, să zicem așa, am făcut un pic curățenie, o strâns Adrian, iarba și mizerii care erau, dar trebuie să mai fac un clutter. Da, hai că mă duc să mă spăl și eu cu ele și apoi o să fac declutter după în băi și în cameră la Andy. Bun, hai ca să mă apă. Deci, continuăm seria de declutter. Eu trebuie să-mi fac baie, aici sunt eu, la baia de la etaj. Și o să facem declutter aici. O să șterg și praful dacă tot îs și sper să spăl ghiuveta cel puțin și toaleta și poate dau așa un mânuș prin duș, că am chef în seara asta. Și o să șterg și pe aici. Aici am 3 lumânări. Chiar cred că o să mai duc câte una pe jos asta și asta frumoasă. Asta o am de la nunta la sora mea. Dar celelalte două lumânări de la Ikea arată foarte fain. Cred că o să mai duc câte una prin bucătărie și o să mai dau eu așa... drumul la câte una seara și o să mă las doar două aici. Cred că probabil o să pun pe asta și o să le las pe astea două aici, că astea îmi sunau mie mai...
așa și planta aia o las acolo. Aici sus am planta asta, tot așa artificial, pentru că în baia asta nu am oglindă, din păcate. Eu nu am oglindă, nu am geam. Rățușca asta o păstrez pentru că o pun de obicei în cadă să văd temperatura la apă dacă e nevoie și asta e pompiță de ureche, dar vasul ăsta nu trebuie, așa cred că o să-l arunc. Asta de aici trebuie aruncat. Vai ce fain arată! De la... n-am mai miros deloc. De la Aldi, cred că era. Asta o să fie de aruncat. Și mai am o chestie de asta de pus săpunelul. Dar eu nu mai folosesc săpunele, așa că cred că asta o să o dau pentru că nu folosesc. Bun. Situația se prezintă în felul următor aici. Sunt foarte multe lucruri. Am foarte multe chestii desfăcute de mult și am și unele chestii care mi le-a dat sora mea. Niște produse care ea nu le mai folosea și nu-i trebuia și mi le-a dat mie și eu le-am pus aici, dar nu le-am folosit. Că eu nu folosesc foarte multe. Și situația aici jos arată alea că mai ok, dar și aici cred că trebuie să mă uit cum trebuie. Și aici în duș cam asta e situația. Și o să vă arăt îndată cum arată finalul după ce am și spălat baia și ce am să arunc. Așa arată aici în dulap. Asta e tot ce am lăsat. Astea sunt chestii care trebuie să le duc jos, clămiță din bucătărie, asta e o altă chestie la altceva. Inelul ăsta e vechi și aproape rupt, aruncat. Unde sunt șervețele de lume din mai înalt cetar, de fapt, care sunt uscate. Și asta o să îl arunc. Este foarte vechi, îl avem noi din altă casă, nu folosim, nu cred că îl vrea nimeni. Asta e de aruncat, asta tot așa, de la sora mea am lăsat să aruncat. Și am diferite cremele de la propolis care am de tot le folosea și le-o tăiat ca să le folosească tot din ele. Aveam două de astea de spălat gura. Eu nu folosesc apă de spălat gura aproape niciodată. Și amândouă sigur sunt deschise de mult, dar am decis să o dau pe asta de la Dentalux și să o mai păstrez pe aia de la Listerine, chiar dacă așa e deschisă. Piste de când zice acolo s-o deschis, dar în fine. O mai las așa un pic, ca să nu zic că n-am ținut. Și mai am deodorante desfăcute mai mult. Aveam două balsame de păr, dar și acestea sunt desfăcute de mult și am decis, balsame de păr, gelul de păr, și am decis să-l țin doar pe ăsta, că arată mai, e mai bun ăsta de Schwarzkopf. Și tot așa niște chestia asta, gel de aloe de la Miley pentru epilare, cred, dar nu-mi trebuie. Bun, am terminat partea de sus și acum o să vă arăt în partea de jos ce am făcut și ce o să dau de acolo. Și aici arată mult mai organizat. Aici sunt două detergente astea de WC-ul. Ăsta l-am luat eu de la Ecover, dar nu are clor. Ăsta are clor. Însă, dar o să ajung doar la unul, că nu-mi trebuie două tipuri. Aici mi-am dat seama că nu mai bine că am curățit și mi-am dat seama că am prea multe de spălat. Mie de obicei îmi place să am unul. O singură chestie spălat baia. Și am astea două. Și mai am și pe ăsta cif, care o să spăl acum dușul, dar în spate am și două de mucegai, pentru că se face mereu un pic de mucegai la duș, n-ai ce să-i faci, că nu avem nici geam aici și se face așa umiditate și se face și din când în când mai spreiez cu ăla, dar nu trebuie două, mai bine să știu că am două. Ăsta nu e aproape terminat, eu cred că unul o să-l duc probabil la baia de jos, dacă acolo nu am. În fine, și astea, să știu că nu trebuie să mai cumpăr nimic pentru la baie, că am deja. Și aici am un din asta cu bicarbonat la baie, că e important. Ăsta l-aveam de la fierul de călcat, l-am lăsat aici cu un burețel. O să trebuiască să mai aduc aici niște cărbe de baie, că eu folosesc niște cărbe care spăl ghiveta doar la baie, dar nu mai am aici, o să văd eu. Și aici un pachet de șervețele din astea de baie și un pachet de șervețele antibacteriene, dar cred că ăsta o să-l pun aici, că aici e de curățat. Și asta să fie de curățat și aici de bacteriene și o să mai pun unul de hârtie igienică să fie aici înăuntru, în caz de urgență, dar asta de obicei este de urgență. Și astea sunt de aruncat, un gel de duș pentru copii vechi, vechi, eu nu folosesc. Dacă mă urmăriți, știți că eu nu folosesc de obicei din astea, că nu-mi place. Am un fixativ foarte vechi, niște periuțe vechi, tot cu astea tot așa frecam pe la ghiuvete, dar nu trebuie, că aici se curăț ușor.
și o mașină de tuns foarte veche, care noi nu mai folosim, mai folosea Adrian la berberie, dar am vorbit cu el că oricum nu prea mai taie deloc, dar o să o folosească pe cea care o... pe mașina care îi tunde-o pe ei, o să o folosească pe aia să bărberească, el așa să bărberește. Și, da, arată superb, eu zic, am făcut declutter și în băi. Am făcut un pic ordine aici la jucării, pentru că erau pus un pic cam aiurea și am mai pus acolo chestia aia, am pus tablele acolo sus și arată ok, trebuie să duc prosopul meu jos, că mi-am făcut baie. Și coșul ăsta trebuie să-l rezolv într-o zi, trebuie să văd unde-l pun pe ăsta, că mi se pare un coș util, nu mi se pare un coș de aruncat, dar el doarme acolo. Hamsterul stă acolo și se joacă în tub, că eu cumpărat Adrian și cu Andy un tub. În fine, jucăriile nu le ating, că nu mai am chef, deja am făcut multă treabă în seara asta. O să vreau să duc mobila asta. Nu, cutia cu cablul lui Adrian nu o duc, o să o pun la el acolo pe noptiera lui, pentru că noptiera lui nu încape la noi în cameră, că avem pătuțul, dar asta o să o duc jos la etajul 1, înainte de camera mea, și o să pun imprimanta pe ea, pentru că are hârtiile numai bine și merge acolo. Baia arată super, am spălat foarte bine, totul arată impecabil. Am șters și prin afară geamul și prinăuntru, l-am frecat cu cif și am frecat tot. Le-am schimbat și bureții de spălat în duș al lui Adrian și al lui Andy, că aveam doi noi. Am spălat colacul de la WC-ul în duș, că pot să-l scot, foarte ușor se scoate. O să iau, cred că și prosopul lui Andy să-l duc la spălat, că prind un miros urât în baie dacă stau câteva zile. Da. Așa arată, mult mai minimalist, mai simplu. Acolo o să pun probabil un parfumator din ala de ambient, dar trebuie să cumpăr unul care miroase cum trebuie. Și eu zic că am făcut o treabă superbă. Aici sunt toate hainele, prosoape, murdare și chestii. Sacul ăsta e de aruncat, toate chestiile din baie de aruncat care erau. Mi-am mai pus acolo prosop de dus la etajul de jos la baie ca să schimb și acolo. În fine. Acum o să mut cutia asta. Asta o depozitez aici, că de aici le mai văd eu și las aici sacii ăștia când îi mai trebuie. Astea sunt niște materiale, mă simt așa să le dau, să nu le dau. Dar nu mai am mașină de cusuri și sigur nu le mai folosesc. O să mă gândesc dacă le găsesc folosință în altceva, dacă nu cred că o să le dau la cumnata mea, că ea mai coase. Și sunt sigură că o să-i fac o bucurie. Da, o să mut asta acolo la Adrian, pe noptieră, și o să duc asta și apoi vă arăt cum arată, dar nu vă arăt cât în timp ce le mut, că nu pot. Am dus mobila, astea sunt toate hârtii de imprimat, de colorat, de făcut manual, am foarte multe, aveam și mai multe, dar am mai dat și cred că o să iau și astea, sunt niște foi de laminat, dar nu merg bine cu laminatorul meu, pentru că sunt foarte groase. Doar am văzut că aș putea să le folosesc să dau cu, să pun un prosopel deasupra și să dau cu fierul de călcat și o să lipească, dar o să le duc tot acolo pentru că acolo îmi trebuie. O să închid frumos ăsta, o să așez hârtiile și le duc. Gata, am pus acolo. Acolo sacoșul de gunoi. Astea trebuie să le pun la loc. Stați să le pun și vă arăt imediat cum arată. Da, eu zic că sunt mândră de mine, am rezolvat aici și așa, mai am de rezolvat ăsta, după cum am zis, ăsta și oricum aici arată fain oricum. Și tot am baradamul ăsta, tot peretele asta, dar la jucării chiar dacă nu m-aș atinge, arată că decât ok, oricum mai umblat prin ele, dar trebuie să mai eliminăm câteva. Nu multe, dar câteva, așa să vedem dacă este mai este vreuna stricată, vreun surplus și să le mai aranjăm un pic și o să trebuiască aici cu Andy. Probabil o să împingem masa asta așa, mai încoace și o să o punem și pe asta întoarsă invers. Ce zici? O să fie mult spațiu dacă le punem pe amândouă astea așa lipite de perete așa și când intrăm în cameră este mai mult loc. Și putem să accesăm mai ușor și partea aia.
O să le ținem pe amândouă astea pentru că așa au loc să joace și sub una dintre ele acolo o să băgăm, o să parcăm mașinile lor. Dar arată deja un pic mai ordonat. Andy aici a făcut rutina lui de seară cu produsele lui și cu aia. Ne, că arăt frumos. Dar ți se duc urmele de la coșul pe față, ți se duc rănele, ca și cum. Vedem, mai e vedem. Momentan aproape o săptămână de când îi folosești. Așa arată imprimanta. Și aici am pus hârtiile mai, care le folosesc cel mai des. Și aici hârtiile de rezervă, care sunt diferite culori. Și foile de... alea de plastificat. Dar așa este și arată foarte bine.